Action. Vă pup, dragii mei dragi prieteni, pace și bună ziua. Așa cum am cum v-am mai obișnuit. Da, și și Natalia vă salută. Cum spunem? Tunzap. Și ea este lângă mine. Am revenit din nou, pentru că promisiunea este promisiune și m-am gândit că în curând se vor apropia sărbătorile pascale și chiar dacă este acum post, da, s-ar putea ca unii oameni chiar din cauza sănătății să nu poată să țină postul, dar rețeta oricum va rămâne. Și dacă considerați că vă plac sarmalele cum așa, cum le fac eu, atunci puteți să le faceți dumneavoastră când vreți, cum vreți, când se termină postul. Înainte de a începe această rețetă, probabil că vă așteptați să comentez ceva. Nu vreau să comentez nimic din tot ce s-a întâmplat. Nu merită, consider eu, ci doar să vă mulțumesc celor care ați fost alături de mine și care mi-ați spus cuvinte atât de frumoase și de încurajare și de calmare. Da, recunosc că am fost puțin deranjată, dar mi-a trecut pentru că voi mi-ați fost alături și vă mulțumesc din tot sufletul pentru vorbele voastre frumoase și pentru că ați fost alături de mine. În rest, vreau să închid acest subiect, pentru că nu merită și nimeni în lumea asta nu are dreptul să mă judece sau să ne judece sau să judece această familie. Ei hotărăsc cine le intră în casă și cu asta am terminat. Și hai să ne apucăm de sărmăluțe. Și mai vorbim noi, nu, Natalia? Da. Așa, în primul rând și în primul rând, ce facem? Ce facem? Mamă, cât are aici, Carmen. Nu mai un pic, pregătite. Te rog. Așa, voi începe cu slana. Cu slana, cu slăninuța. Trebuie tăiat șuricul. Da, sigur. Așa. O să tăiem și o să curățăm frumos așa. Da. Bine. Întrebi puțin hârtie. Natalia, aduce hârtie. Du-te, aduce hârtie. Te rog frumos. Ce? Hârtie. Așa. Deci, avem slăninuța afumată și cârnața afumată. Eu fac așa. În felul următor. Tăiem, tăiem slăninuța, așa, și așa, și hai să mai punem un pic. Pune și un pic de slană. Cred că atât ajungem un pic, da? Deci asta avem pui și cârnați, așa. Deci punem și cârnați afumat. Cârnați afumat, da. Și uscat. Cam atât. Momentan. Și acum. Această afumătură, da, se pune în tigaia. Aici este, nu? Nu, stai că vin eu. Stai că ți-l aprind eu. Așa. Hai să-i dau drumul. Așa. I-am dat drumul, Carmen. Da. Ei, secretul este, unul din secrete, să nu lăsăm tigaia să se încingă, aha, ci să-l punem când tigaia este rece. Ok. Așa. Bun. Și să lăsăm așa un pic la foc încet. La foc mai încet. Ok, nu stai și până... Nu mă împic, te rog frumos, Natalia. Natalia, ai grijă, mama. Te rog. Dau mai încet. Așa.
Ok, am dat mai încet. Bine. Și până se face afumătura, da, noi vom curăța ceapă. Ceapă, da. Știe, Natalia. Da. Da, Natalia. Așa. Punem aici. La un kilogram de carne tocată, eu aici am carne tocată de porc. Se poate combina, după cum știți, jumătate de carne de porc cu jumătate de carne de vită. Noi acum avem numai carne de porc. Da, curățăm la un kilogram de carne, asta am vrut să zic. Eu pun două cepe, nu atât de mari, potrivite, vedeți, nu sunt nici mari, nici mici. Așa. Carmen, nu te ustru ochii. E, nu. La filmarea cealaltă și Dacian m-a întrebat și spusese așa cu șușii, șt. Da, nu. Și până nu am terminat de curățat ceapa, că nu și-a dat... Nu mai pic, mama. Te rog. Natalia, că n-am vezi că trebuie să facă carmen, da, acolo. Te ustură ochii, mare. Vezi că te ustură ochii, trebuie să ții... Ochelarii de înot. Da. Vom toca ceapa mărunt. Mama. Da, da. Ce? Natalia, aici la telefonul tău. Da. Mami, ce-i așa? Îți atâta cum să nu uităm. Da, da, nu sunt ok. Da, că nu mai uităm. Deci, Carmen face niște sarmale extraordinare. Eu, da, m-am bucurat că lui Angie, în special, a plăcut. Eu fac diferit, da, de pușa. Fiecare, da. Și... să vedem acum dacă ne place. Eu nu, eu așa le fac. Poate că și asta e o ceapă care... Iute! Carmen! Eu știu că... Da, nu mă las. Ieri am făcut nu știu ce mâncare. Când am tăiat ceapa, mă... Dar ce ochii mei să nu se umplă de lacrimi, nu? Nu? Deci asta chiar că te ustru. Nu-i nimic. Nu-i nimic, mama. Probabil că sunt prietenii mei. Da. Ce mai faceți, dragii mei? Cum mă mai duceți? Care este viața voastră? Spuneți, lăsați un comentariu la Carmen. E bună, e rea. Despre voi. Da. Am... să vă cunoască. Da. Îi cunosc foarte mult pentru că ei au fost atât de drăguți și mi-au trimis cereri de prietenie. Nu am refuzat pe nimeni până acum. Și întotdeauna când eu postez dimineața, mai postez, mai urez, cum se postează pe Facebook, îmi răspund. Da. Deci sunt și iubită. Și eu îi iubesc pe ei. Și ei știu care sunt. Și imediat am să vă povestesc aseară ce surpriză am avut, încât nici n-am mai putut, după ce am închis telefonul, n-am mai fost bună de nimic. Nu că sunt eu atât de sensibilă, sunt, dar nici chiar așa. Acum întoarcem slăninuța. Da. Vedeți, ea își lasă grăsimea ei, adică gustul de afumătură,
care o să aibă un rol foarte important. Acum, cine nu suportă grăsimea, afumătura, da, grăsimea, ceapa prăjită, poate să le ignore și să pună ceapa și tot direct în carne tocată, dar eu fac altfel decât pușa. Ați văzut, pușa, ea toacă, da, le toacă carnea, toate, da, da, și le pune în sarmale. Da, eu nu, eu fac numai cu carne, altă rețetă, da. Da, exact, fiecare, sunt foarte multe feluri de rețete, nu o lăsăm chiar atât, știi? Uh-huh. Numai cât să lasă ea untura, respectivă, exact, gustul, da. Da, 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 da. Acum, da? O să trebuiască să iau asta și să o pun undeva, într-un bol. Acum este suficient. Putem să ne și luăm a lăsat destul. Da. Destul, că nu, nici chiar așa să fie. Okay. Deci trebuie să le scot. Exact, le scoatem. Da. Mirată, super, super, chiar da, super. Da. Deci cine poate mânca așa, vă spun că aici este gustul. Și atunci, în asta, da? Okay. Vom pune ceapa. Ceapa tocată. Tocată, da. Pe care o lăsăm puțin și se călească, nu mult. Așa. 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 Puțin așa. Între timp, aici am 70 de grame de orez. Orez pe care îl voi spăla acum. Da. 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 Mai lăsăm un pic, așa punem de parte. Ok. Așa, și lăsăm un pic la călit. Până prinde o culoare așa, da, aurie. Uh-huh. Culoare afumată, okay, de... Așa. Dau mai tare? Nu. Deci las așa încet? Da. Mai un pic încet și atunci o să dăm tare. Mai rămas o slană acolo. Unde? Ah, e nimic. Așa. Da. Așa. Să știi că e altul când faci în untură. Da, să știi. Da. Că am făcut și eu câteva rețete și e alt gust. Da, dar atunci carnea nu trebuie să fie foarte grasă. Știi? Da. Da. Dacă nu pui untura asta, deci afumătura, uh-huh, nu o suport sau așa, atunci trebuie avut în vedere să iei o carne puțin mai grasă, da, ca totuși să-și lase gustul. Să-i lase ăla, gustul, da, da. Exact, exact, da. Așa. Mai lăsăm un piculeț, un piculeț până când ea devine sticloasă, așa, un pic. Și acum, să nu fie prea prăjită, punem orezul. Și mistecăm puțin cu ceapa orezului, îl lăsăm, lăsăm și pe el. Noi acum suntem fetele. Noi fetele. Da. Noi fetele, da? Așa, lăsăm. Nu? Putem? Putem cu Eva, da? Nu? Da, ce de la biserică. Da. Da. Am întârziat un pic cu sarmalele, că pușa nu, nu e mai. Da. A vrut să-și facă ea prezentarea. O să trăiți, domnul președinte.
Mai lăsăm un pic la călit. Boiaul, nu? O conservă de tomate. Da. Deci asta este pastă, nu este bulion. Știi? Să-l desfaci. Așa. Și-l desfaci și... Cauzi, Zalici, că știi să desfaci? Mă face și de mine! Un pic nou. Așa. Și aici, frumos, amestecă. Așa, să pună lingușită. Auziți, Ana, așa. Mai glumești și eu, nu? Da, știu că tu glumești. Da, doamne, ferește. Și scurt, să faci. Așa. 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 Bulionul pus înainte și la ciorbă eu o pun și să călească un pic și dă un gust foarte fain bulionul, adică pasta de tomate puțin călită, puțin călită, da. Asta putem să lăsăm că nu e boia ca să se amărască, da, eu zic că e perfect. Așa și acum, un secret, un secret, poate știți, dar eu așa fac. Am dizolvat în 150, da, în apă călduță, un cubuleț de cnor de vită. Și îl pui acolo? E un maghi ăla. Da, e maghi. Da, ma, așa. Și punem aici. Așa, aici. Da. Și acum lăsăm un pic să se formeze ca o pastă, ca un fel de, nu mai punem apă, am pus un de sos, nu? Da, dar nu prea mult, nu trebuie să punem să adăugăm, că dă un gust și cea pasta crudă netocată, deci ar fi ce o mai rămas aici, unii nu pun ceapă călită, da. Pun ceapă crudă așa, știu. Are alt gust. Știu că și mami mai face. Da, și eu mai fac câteodată așa. Și lăsăm acum puțin până scade un pic apa. Până scade un pic apa. Da. Și revenim, nu? Da, revenim. Nu scăpați de mine așa ușor. Nu. Cam așa trebuie să arate. Trebuie să arate compoziția de aici și acum putem să stingem pe să-l sting, nu? Da. Ok. Sunteți sperii, dar nu mă sperii. Gata, am fost cu minte. Am fost cu minte, da. Astăzi. Așa. S-a purtat frumos cu tine, vezi? Ai văzut? Până când și hota, și aragazul mă iubește. Da. Acum, dragii mei, hai să facem, să începem să facem frunzele de varză. Le-am spălat, le-am pus în apă. Și acum eu le fac mai mici, dar înainte de asta eu curăț cotoarele ăștia, pentru că nu îmi place să fie cotonul, așa. Așa, dragii mei, acum în carnea tocată, vă bune! Ceea ce v-am arătat. Toată, tot ce am dinstruit aici. Da? Ceapă călită cu slănină? Mai întâi am pus slănină cu cârnat și am lăsat puțin untură și în ea am călit ceapa cu orezul și cu un amestec de cup de vită cu apă călduță, aha, în care am pus aici. Și am lăsat și am fiert un pic
până a scăzut apa și acum o punem în carne tocată, da? Ok. Așa. Așa le fac eu. Deci s-a schimbat, a venit domnul președinte. L-ați recunoscut după vorbe. Și acum, aici. Așa. Punem. Punem așa. O linguriță de boia. O linguriță de sare. Așa. Puțin piper. Așa. Și foarte puțin cimbru, nu mult. Să găsică gustul, așa un pic, să dea o tentă de... Domnul președinte, spune la secretară să mai pună țară. Da? Voi, ce să faci acum? Nu mai am încotul, trebuie. Dacă a venit el, nu mai discutăm. Okay. Poate o să vă mirați, de ce? Mi-am legat părul. Pentru că doamna... Cred că Elena o cheamă, a avut dreptate, data trecută, din obișnuință, am mai pus mâna în păr și atunci nu mai vreau să mai fie probleme din cauza asta. Iar mânușile, de regulă, mi le pun pentru că eu am unghii și detest chestia ca să amestec acolo în tot măgrăveisul cu mâna și cu unghiile. Cele care nu au unghii pot, liniștite, dar eu nu fac. Și toată... Această compoziție se amestecă bine, n-aveți voie că sunteți bolnav cu fierea. Dar asta e fiert? Asta este călit. Aha. Și aici amestecăm foarte, foarte bine. Puteam să amestec și cu lingura de lemn, dar ce e cu mână, ce e mână, nu e minciună, știți cum e? Ia uite-te, Mariana, fac bine? Și voi faceți așa sau altfel faceți? Eu am mai mâncat sarmale de la mine, da. Carmen și mi-a plăcut foarte mult. Deosebit. Ce mai vreau? Să mai discutăm, să mai povestim că acum a venit Daci. Aseară am avut o surpriză extraordinară, care m-a impresionat și cred că n-am să o uit toată viața. Ce? O doamnă care niciodată n-a discutat cu voi, a avut curajul, Aurelia o cheamă, din dragoste pentru dreptate, pentru religia este penticostală, da? Deci asta m-a uimit și m-a dat peste cap. I-a dat telefon pentru mine, pentru amărâtă, pentru mine efectiv, pentru că a fost foarte, foarte deranjată de jignirile aduse mie. A unei doamne care se numește soră. Da, așa. Ea fiind și soră. Domnul să o binecuvinteze și pe noi cu înțelepciune și cu tot ce avem. Și mi-a dat telefon și m-a încurajat. Și mi-a spus niște vorbe care m-au lăsat mască. Deci, ea n-a avut curajul până acum să vorbească cu această familie. Dar acum, probabil, de indignarea care a fost deranjată, ea a vorbit și cu mine. Și pentru asta îi mulțumesc mult de tot. Foarte mult. A contat foarte mult. Cam atâta am vrut să mai pomenesc. Și bineînțeles că eu nu mă uit prietenii și totdeauna îi salut cu dragoste, pentru că am într-adevăr adevărați prieteni care țin la mine și am văzut prin comentariile lor cât de mult m-au luat apărarea. Și am zis că nu mai discutăm, încheiem subiectul, că nu are rost,
Deci această compoziție care este așa, foarte bine amestecată, ca să nu se întărească sarma, compoziția în, în foaia de varză, deci asta, se pune un pic de apă. Un piculeț de apă. Pahar? Uite aici pahar. Ok. Ascultă. Așa. O să pun apă puțin repede. Nu mult. Uitați, cam așa. Și am să amestec aici. 50 de mililitri. Cam așa, da. Cam așa. Ca să nu avem surpriza, să fie sarmalele ca betonul. Nu. Așa. Și mai punem un pic. Așa. Să tragem asta. Bun. Hai să închid eu hota. Da, nu mai are rost să mai ne... Bruieze. Va, ce e bine acum, că e liniște. Da. Da, așa este. Așa. Mai un piculeț. Așa. Și gata. Compoziția este ok. Și o lăsăm un pic să se odihnească. Până noi, eu am curățat varza de cutoare. Nu? Afecțiune. Da. Și acum, să-mi dau jos mingile, ca să fie un pic mai ușor. Că, wow, compoziția asta o să o iau cu lingura, știi? Uh-huh. Și atunci nu mai mersec. Vin imediat. Da. Că mi-am uitat telefonul și dacă sună Eva, nu știu unde o iei. Da. Așa, frunzele sunt pregătite. Luăm din compoziție. Punem aici așa. Așa. Și facem și le punem aici. Nu direct în oală. Ok. Nu direct în oală. Nu. Pentru că eu formez un pat înainte. Ah. Da. Da. Așa. Eu fac altfel decât mami tău. Sarmalele. Așa. Ne ținem cât fac eu ăștia sau... Filmarea? Da. Cât, păi... cum consideri tu? Că eu nu știu timpii tăi acolo. Filmez 2-3 minute, da. Și după aceea filmez 2-3 minute. Rosalia, primești o sarmă de la mine? Ha! Și toate cele prietenele mele, care nu sunt puține. Da. Mariana, Adina, Zâna. Pe cine mai avem noi? Pe multe. Maria Dragomir și multe. Puh, dacă intru la comentarii și citesc acum câte susținătoare ai. Da? Pă. Vă iubesc, vă iubesc, dragile mele. Sunteți atât de dulci și atât de frumoase la suflet și cum mi-ați ținut voi apărarea și cum ați fost alături de mine și bătăioase și nervoase și... Da. Sunt fericită că am asemenea prieteni. Foarte fericită. Să știți că dacă nu v-aș avea pe voi, aș fi singură, într-adevăr. M-aș simți foarte singură. Uite, acum văd câteva, dar dacă mă duc așa pe video, dacă îi tot să pomenesc câteva, doamne... Da, sigur, pomenește-le, să pot să le mulțumesc. La toate, la toate le mulțumesc. Doamna Valușu, doamna Valușu, nu cunosc, atunci doamna Dana, doamna Emily.
Emily, da, draga mea Emily, întotdeauna tu îmi scrii și mi-ai scris frumos. Doamna Berindia Adina. Da, mulțumesc. Doamna Stella Tischler. Mulțumesc, Stella. Doamna Elena Hrenciuc. Da, Elena, mulțumesc. Doamna Dorina Buzic. Da, doamna Dorina, eu acum vă spun pe tu. Doamna Anca. Doamna Anca. Doamna Aneta Rădulescu. Da, Aneta. Doamna Liliana Moldovan. Suntem prietene pe Facebook. Doamna Gabi Avishalom, nu știu, poate așa e numele de e-mail. Doamna poate. Emilia Cernescu. Păpuc. Doamna Radan. E împreună scris, știi? Da, e e-mail-ul. Foarte greu, da. Da. Doamna Rada Ana Marie. Doamna Kami. Așa e e-mail-ul. Doamna Niculina. Niculina, nu mai știu nimic de tine, nu mai mi-ai scris. E în spital. E în spital? Da, e vomavă, săraca, da. Vai, Niculina, îmi pare rău, n-am știut. Sănătate să-ți dea bunul Dumnezeu, și ai grijă de tine. Doamna Pârvulescu Adriana. Aici e doamna Elena Enachi. Coș Robert, prietenul tău. Robert, cum te faci tu? Tu cum ești, Robert? Dar nu-l scris de tine, numai de mie. Se vede fain cu mobilul lui secretara mai bine. Yeah, Robert, bravo! Mersi frumos! Da, mulțumesc, Robert! Aurelia, doamna Aurelia Rotaru, care te-a sunat. Nu? Da, Aurelia, te pup mult și mulțumesc încă o dată pentru gestul tău. Doamna Cuța. Cuța, te pup și mulțumesc că ai fost alături de mine. Doamna Marica. Marica. Doamna Marica, probabil. A, Marica. Uh-huh. Da, o pup și pe ea. De ce nu? Chiar dacă nu... Doamna Georgeta Iordan. Da, Geta, mulțumesc, Geta. Doamna Camelia Ile. Camelia, da. Gabriela Stoiță, Beatriz Andreea. Beatriz, mulțumesc. Ana Jura. Ana Jura. Și pe tine, Vle. Ana, te pup. Nu știu ce acolo. Doamna Pârvulescu, doamna Gabriela Stoiță, Titi Nestian. Da. Gabriela Stoiță, mai dată, doamna Deva Mirela, eu doamna Mirela, foarte... Mirela, mulțumesc mult! O soră! Mulțumesc mult, draga mea! Nichi Berbeneciuc, mă scuzați acum că e foarte greu să citesc, că e scris mic, da. Și împreună. Nu este da. Spațiu. Nichi Berbeneciuc. Doamna Lucuța Cornelia, Gabriela Stoiță încă o dată, doamna Luminița, doamna Rosalia. Rosalia, draga. Victoria mea. Fudulu, doamna Ana Juravle. Deci ce citești? Toți ți-au scris pentru tine. Deci nu să mai termine. Acum s-a terminat. Uite, nu-mi vine să cred. Și astea sunt numai la video respectiv, dar sunt mai multe videoclipuri și... Mulțumesc, iubiții mei. Nu știu ce am făcut ca să merit asta, dar... Probabil că voi v-ați dat seama de mine și vă mulțumesc din suflet. Mă uit acum la vizionări că am pus târziu desertul lui Angie. Uh-huh. Încă nu sunt vizionările atâta de multe din cauza că am pus târziu, știi? Da. Deci, atâta de bună a fost Natalia. Și acum am văzut că m-am mâncat un pic. Da. De desertul ăsta e vorba. Dar chiar a fost. Dacă foarte vreți bun. Să intrați pe net, foarte că bun probabil că ați pierdut notificarea,
din cauza că am postat eu târziu. Foarte... O pun un pic pe pauză până... Până termin eu aici. Da. Ați văzut în principiu cum. Da. Toată lumea știe să împăturească. Acum fiecare are și acolo sunt moduri diferite de a împăcheta. De exemplu, mamii tăi face așa, nu? În palmă. Da, da. Nu. Da. Sunt oameni să fie, știi? Da, așa e. Sunt mare. Bune. Bune, bune, nu știu. Am vedea? Astea sunt bune, știu eu sigur. Nu punem un pic pe pauză. Da, revenim. Ia! Carmen, ai grijă. Da. Sarmalele s-au împăturit. Da. Acum le face culcușul. Acum fac culcușul, da. Imediat mai am mersi cu ceva. Era să spun. Mai am câteva. Mai rămas acolo. Și am cerut culcușa să mai aducă niște lucruri de varță. Imediat de termin. Trebuie să mai stăm și eu pe aici. Nu așa. Na, dragii mei, sarmalele le-am împachetat. Acum să construim sarmaluțele patul, cum spune. No, acum dacă aș mânca o sarma, ar fi crudă. Că zice da. Că mânc sarmale crude. Da. Nu mânc sarmale crude, că mamele le dinstuie. Ea dinstuie carnea. E gătită. Eu nu. Așa. Acum, înainte de a pune varza, eu mai pun și ceapă. E un chin pentru Dacia. Foarte! Fierea asta ce face cu mine. Ai văzut? Te pune la respect. Mă pune să nu mânc așa. Am mâncat miroasă, zic că ai mâncat. Nu? Și eu mi-am bea. Am mâncat numai pui. Zic că ai mâncat oameni buni. Unde, cum ai făcut puiul la cuptor? Da. Da. Și cartofii prăjiți? Nu. Tot în cuptor? Da. Super, a fost cu minte atunci. A fost cu minte și n-am știut. Da, ai văzut. Aia, lasă-mă să... Nu mă pic să spun eu. Trebuie să spun tu. Da, asta nu e o laudă. Dumnezeu știe. Dacă m-ar ajuta Dumnezeu în fiecare an ca să am eu așa bunătăți. Uitați aici ce bunătăți. Slănina asta și cârnațul ăsta. Cârnațul eu l-am făcut. E beton. E beton. Dar e atât de bun. Ca și gust. Da, e super. Și că e așa, nu e problemă. Îmi place. Îmi place așa. Dar e bun. E cantură bună. Eu am greșit că l-am uitat, sincer. L-am uitat în cămară. Tu poți să faci. Dar știi ce m-a spus o doamnă? Că așa trebuie să fie. Că ăla e când ați bun, că ai uscat. No. Deci eu pun și ceapă aici. Atât am așteptat ca să vadă lumea. Așa. Deci, varză, ceapă. Am înțeles ideea ta, mami. Am înțeles toată lumea. Deci să mă ajute Dumnezeu ca în fiecare an asta să fac asta. Să fii sănătoasă, să poți să faci, să putem să mâncăm. Amin. Da, da. Așa e. Să fim mai buni, mai răbdători. Acum... Mai îngăduitori. Acum mai smeriți. Acum n-are nicio treabă răbdarea cu cârnați. Da, vă spune, da, vă spune vinovata. Vă spune vinovata. Pot să pun. Cu răbdarea. Am făcut. Așa. Ce-am... Asta o să fie sarmalele preferate ale tatei. Nu știu, să vedem. Și a mele, de... sigur, dar... Catalii de împăcate. Nu știu. Dar nu mă joc. Că numai eu știu pe ce am trecut. Dar mâine mă duc la analize. Cimbru. Cimbru. Îmi place cimbru. Și mie. Foarte bine. Trebuie să facem. Așa. Acum. Așa. Așa dăm sarmalele. Le-ai numărat înainte? Nu. Vrei să le număr? Nu, nu, nu. Nu am obiceiul ăsta.
Eu știu că alte femei numără și... Da, da, da. Și dacă a mâncat soțul una în plus. Deja știe. Dar ta viitoare nu mai primește să moare. Da. Acum. Așa. Bunătățile astea de nu vreau să spun ce. Și le combinăm cu afumătura pe care am, ați văzut-o cum am făcut-o. Așa. Nu este, să știți că nu este atât de grasă ca și. Și atunci punem așa. Data trecută tot așa ai făcut sarmalele și nu știu câte am mâncat la tine. Da, da, da. Și când am mai venit cu sarmale la voi, da. A zis am zis așa în texte de copilărie și că-i place mai mult cu carne tocată. Eu așa am fost obișnuită. Mie îmi place amândouă feluri, îmi place. Da, eu recunosc că până la Pușa nu am mai văzut... Cum face altcineva? Tocat, nu, mă refer la, știi, la sarmale cu carne tocată, nu. Chiar nu am văzut. Dar cu carne distuită? Ai mai mâncat? În afară de la mami. Păi cu... carne distuită. Am mai mâncat, da. Dar tocată nu. Uh-huh. Tocată nu. Punem. Eu tare am vrut să știu de unde am eu rețeta așa. Da. Și am găsit la sârbi. Și la ruși. Cam toți slabii fac așa, cu carne distuită. Aici. La sârbi am găsit-o. Rețeta asta. Bine, ai găsit-o și nu te-ai luat după ei. Nu, deci eu chiar n-am știut că de unde... Ai văzut că se face și la ei, că rețeta se face așa la noi în familie, înainte să mă nasc eu. Da. A, da, că am văzut că și Mirela și Anca tot așa fac. Da. Deci asta, practic, da, este ca o moștenire, cred. Păi da, și ea, știi? De la bunica, da. Mea și... Da, eu nevăzând așa ceva... Bunica de la bunica ei? Nu, chiar nu am știut. Dar să știi că străbunica mea... Suc de roșii? Da. Și acum mai punem un rând. Străbunica mea, mama lui bunica mea, nu făcea ca bunica mea. Deci ea nu a făcut așa. Dar ce-a pățit? Străbunica mea nu făcea sarmalele așa. Fiindcă, probabil că făcea așa ca Carmen. Dar ca bunica, și Carmen. Ca și Carmen. Bunica mea o stea mult timp în Timișoara. Ah, vreo 30 de ani. Și acolo erau mulți sârbi. Da. Uh-huh. Da, da. Și acum sunt. Ceacio înseamnă unchi. Da, ceacio. Oh? Da, da. Ceacia. Da. Și Dada e tată? Dada, nu știu. Nu știu ce... Sau Dedi spunea... Dedi, poate. Da, Dedi spunea... Dedi, la bunicu. La bunicu, spunea Marius. Dar Dedi oare ce înseamnă? Tată? Bunicule. Deci nu vorbim de engleză, că Dedi înseamnă tata. Dedi, da. Bine. Spunea Deli și la unchi, spunea Uico. Și la fratele cel mai mare spunea Ceacio. Nu, am mâncat desertul ăsta ce a rămas de Natalia și tot la el îmi vine în gând să mai pun. Mamă, ce faină e. Dar am pus o pange să facă ceai, că ea știe să facă. Era băut o cană din aia mare. Și acum... Opa, nicio problemă. Toată curgem așa și după aia completăm cu apă și eu mai pun și așa, dacă mai îmi rămâne. Tu n-ai volumul, mami. Vorbești prea încet. Dacă mai îmi rămân frunze, eu mai pun și așa le acopăr și atunci acum completăm cu apă. Da. Cam atât.
Și acum vine la foc. Încet. Hai că ți remont eu, poți? Nu, eu am vrut să ți remont. Da, bine făceai. Așa, dăm drumul. Foc încet. Capacul. Îl caut. L-am... Uite în spatele tău. Ah, ok. Am crezut că iar îți cauți... Capul. Și acum așteptăm să măruțele să se facă, să vedem ce spun, dacă le place. Juriu. Juriu. Eu, din păcate, nu, eu din păcate, da. nu cred că o să că mi-e frică. Ce rău îmi pare. Ești cu plisă, ești cu... Nu, dar nu este foarte gras, pentru că n-am pus slănină, de regulă se pune mult mai multă. Vă pup, iubiții mei dragi. Pe curând, că nu-i gata. Pe curând. Stai, eu-i pup de câte ori vreau eu. Nu, bine, nu. Pe curând. Am dat drumul, Carmen. Da, dragii mei, uitați. Uitați cum arată. Sarmalele s-au gătat. Sarmalele. Să vedem și să vedem. Eu le fac un pic mai micuțe, ați observat. Uite, așa ceva. Și unculița aia iau pe altă fel. Da, și unculița, da. O să iau și unculița. Așa. Deja am văzut în set. Mai mult aici. Ce facem, da? Și ne-a să fac. Mânc! Haide, prieteni, veniți. Stai așa. Le facem o picture. Gata. Trebuia, cred că am fost neinspirat. Mai iau una. Mai iau una, dar... Eu trebuia și pe tine să te prind, nu mă păsar, mă. Stai așa. Gata. Când vii aici la masă, poți să vorbești. Acum am lăsat hota să meargă, că a făcut aici un abur. Da, și un miros. Aer de respirat. Parcă zici că ești la muncă. Da, miros. Când vii de afară, când vii de afară, înăuntru, atunci simți. Carmen, da, nu te aștept acolo. Așa. Și acum aș face Carmen intrarea cu sărmale. Dragii mei, ăștia sunt pentru voi. Însemn că vă prețuiesc și vă iubesc. Vă rog frumos să încercați și voi rețeta asta. Sper că nu v-am dezamăgit. Aici este... Zâna, Adina, Salia, da, sunt foarte mulți, toți prietenii, toți cei care iubiți această familie și mă iubiți și pe mine și încă o dată vă mulțumesc pentru tot. Nu știu când mai revin, că știți cum e, cei prea mult nu-i sănătos. Hai mă, nu ești tu sănătoasă. Da. Dacă o să mai întrebați de mine, ei sigur vă vor spune ce se va întâmpla și cum, cu ochii și când și cum, nu mai vreau să mă amintesc. Probabil că voi încerca, dacă totul este ok, să vin la ziua lui Pușa. Fără mine nu se poate, din păcate. Îmi pare rău pentru unii. Da. Așa în lume vei să vii la noi. Păi nu aproape de mai. Unii s-au săturat și zic, iar a venit, păi n-a venit, hai, acum că e... Nu, am glumit. Pentru voi, dragii mei, cei care... Dramatizez acum. Te faci victimă. Nu mă fac deloc victimă. Nu. Nici nu are rost.
chiar n-are rost. Ai văzut cât, câtă lume a cât popor, lumea, să zic așa, ți-o ținut apărarea. Mai este X și Y care... Tu n-ai fost aici când am spus că eu prefer... Dacă ar fi fost pe bună dreptate, n-aș fi spus nimic. N-aș fi deschis subiectul. Dar când văd că X sau Y, care se numește frate sau soră, spune contrar față de ce zice Domnul Iisus Hristos, atunci ridic steagul roșu. Da. Înseamnă că ești cinstit, drept și cu asta am terminat. Am zis că nu mai vreau să vorbesc despre asta. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, vă mulțumesc din tot sufletul pentru susținerea voastră și să știți că o să fiți lângă mine și în sufletul meu mereu. Vă pup și rămâneți cu bine. Dar facem și o prezentare la sărmare. Da. Da, dar de ce n-ați vrut? Am vrut să fac ceva. Aha. Și aceasta a fost realizarea mea. Okay. Vă doresc un Paști fericit celor care sunt catolici. Da. Să vă aducă Dumnezeu tot binele din lume, să vă dea. Să fiți frumoși, luminoși, să aveți în suflet bunătate, fericire și tot ce vă doriți voi. Și viața asta să o luăm așa cum este ea, cu bune, cu rele, dar noi trebuie să mergem înainte, pentru că trebuie. V-am pupat și vă iubesc și vă las cu bine.